Sâmbătă, în jurul orei 15, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat de către agentul de pază al unui supermarket din municipiul Zalău să intervină pentru prinderea și identificarea unei persoane care a sustras produse alimentare. La fața locului, jandarmii l-au identificat pe B. Zoltan, de 60 de ani, din localitatea Șumungiu, comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor, care a sustras mai multe produse alimentare, mezeluri pe care le-a ascuns sub îmbrăcăminte și a încercat să iasă din magazin fără să le plătească. Produsele sustrase în valoare de 378,24 de lei au fost restituite reprezentanților supermarketului, prejudiciul fiind recuperat integral. În cauză, pe numele făptuitorului, jandarmii au întocmit actele de constatare a infracțiunii flagrante de furt, faptă prevăzută și sancționată de articolul 228 Codul Penal. Dosarul cu actele de constatare a infracțiunii urmează a fi înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Zalău.